Basme în limba română. Jack și vrejul de fasole. A fost odată ca niciodată un băiețel pe nume Jack, care locuia cu mama lui într-o căsuță de la marginea satului. Nu aveau nicio sursă de venit. Vânduseră tot ca să supraviețuiască. Nu mai rămăseseră decât cu o vacă ce le dădea lapte. Erau atât de săraci că de multe ori Jack și mama lui se duceau la culcare cu stomacul gol. Jack mulgea vaca în fiecare dimineață, dar vaca trebuia hrănită cu nutreți ca să dea lapte, iar ei nu aveau niciun ban. Așa că mamei lui Jack îi veni o idee. Se duse la Jack și îi spuse să vândă vaca. Bine, mamă! Jack se duse la târg să vândă vaca, dar pe drum întâlni un bătrânel ciudat. Bună dimineața, Jack! Bună dimineața! Unde duci vaca asta, băiete? Mă duc la târg să o vând. Oh, băiete, nu trebuie să mergi așa departe pentru asta. Dă-mi mie vaca! Ha? O cumpăr eu! Și ce-mi dai în schimb pentru această vacă? Am ceva special pentru un băiat așa cu minte ca tine. Ce anume? Îți voi da 5 boabe de fasole fermecate. Jack era foarte confuz. Boabele astea nu arată ca unele obișnuite. Boabele de fasole arătau extrem de ciudat. Erau uriașe, mai mari decât orice altă fasole normală. Nu vreau boabele astea. Ce să fac cu ele? Nu sunt boabe de fasole obișnuite, băiete. Sunt fermecate. Fermecate? Serios? Și ce pot face? Sunt atât de fermecate încât dacă le plantezi seara, până dimineață vrejul de fasole crește mare până la cer. Jack era convins. Dădu vaca pentru boabe de fasole pentru că erau fermecate. Acum pot fi ale tale dacă îmi dai vaca în schimb. Jack de-abia aștepta să îi le arate mamei. Ajungând acasă, Jack zâmbi și le scoase din buzunar. Mamă, uite boabele astea de fasole! Sunt fermecate! Ce? Ai vândut vaca pentru boabele astea ciudate de fasole? Desigur, mamă! Ai vândut vaca pentru niște fasole! Cât de nătărău poți fi! Mama se înfurie și aruncă toate boabele pe fereastră. Ce băiat nătâng! Jack se întristă tare. Alergă sus în cămăruța lui din pod. Gândurile îi treceau prin minte. Cum am putut să fiu atât de nătărău? Am vândut vaca pentru niște boabe de fasole. Plânse în pat până a dormi, fără să mănânce nimic. A doua zi dimineață, Jack se trezi și privi pe fereastră. Spre surprinderea lui, văzu un vrej de fasole atât de lung că ajungea la cer. O, Doamne! Boabele acelea chiar erau fermecate! Se hotărâ să se cațere pe vrejul de fasole. Vrejul era atât de înalt încât atingea cerul. Bietul Jack urcă și urcă până când, în sfârșit, văzu norii plutind. E grozav! Totul pare atât de mic de aici de sus. După ce mai urcă puțin, ajunse la o ușă de aur care strălucea în razele soarelui. Când înaintă, ușa se deschise. Era un regat în cer. Era magic. Jack fu uimit de frumusețea regatului. Când intră, văzu un uriaș înfricoșător dormind pe un scaun. Lui Jack era foarte foame după ce se cățărase pe vrejul de fasole, așa că intră foarte încet căutând bucătăria. Văzu fructe proaspete și lapte în bucătărie. Tocmai când întinse mâna să ia ceva,
auzi un zgomot puternic. Ce? Ce-i zgomotul acesta? Jack era îngrozit. Fugi să se ascundă într-o mică gaură. Fi-fi-fo-fum! Miros picior de om! Viu sau mort, tot îl găsesc și-l mănânc. Nu e nimic mai gustos decât un om perpelit pe pâine prăjită. Delicios! Uriașul nu putu găsi niciun om, așa că se mulțumi cu mâncarea de pe masă. Își scoase sacul cu monede de aur, le numără și le puse alături pe masă. Apoi se duse să se culce. Jack se strecură cu grijă din ascunzătoare și se hotărâ să ia cu el sacul cu monede de aur, gândindu-se că astfel mama lui nu va mai fi supărată pe el. Oh, e atât de greu să-l iau și să o șterg de aici. Alunecă în jos pe vrejul de fasole cu sacul de aur. Se duse acasă și îi dădu mamei monedele. Un sac cu aur? Wow, dar de unde ai așa ceva? Jack îi povesti totul mamei sale. Mama lui era foarte fericită că aveau atâta aur și că fiul ei se întorsese teafăr. Câteva zile mai târziu, Jack se cățără din nou pe vrejul de fasole. Ajunse sus la casa uriașului. Jack îl văzu din nou pe uriaș dormind, dar de data asta sfărăia. Sfărăitul era atât de puternic încât trebuie să se ascundă ca să-și acopere urechile. Uriașul se trezi. Jack tresări și fugi să se ascundă sub pat. Fi-fi-fo-fum! Miros picior de om! Viu sau mort, tot îl găsesc și-l mănânc! Nu este nimic mai gustos decât un om perpelit pe pâine prăjită. Delicios! Dar nu e niciun om pe aici! Uriașul nu găsi pe nimeni. Atunci scoase găina și strigă: fă un ou de aur acum! Găina făcu un ou de aur pe care uriașul îl puse în coș și se întoarse la culcare. După ce plecă uriașul, Jack își dădu seama că avea drumul liber. Luă găina și imediat coborâ pe vrej în jos. Odată ajuns acasă, îi povesti mamei sale ce s-a întâmplat. Uite, mamă! De data asta am luat o găină! Face ouă de aur! Uite cum funcționează! Fă un ou de aur acum! Mama lui Jack era foarte mulțumită de el. Pentru a treia oară, Jack se cățără pe vrejul de fasole și intră în regatul uriașului. De data asta, îl văzu pe uriaș care cânta la o harpă minunată. Jack se ascunse sub masă. Fi-fi-fo-fum! Miros picior de om! Viu sau mort, tot îl găsesc și-l mănânc. Nu este nimic mai gustos decât un om perpelit pe pâine prăjită. Delicios! Azi am să-i dau de urmă băiatului ăluia. Uriașul căută peste tot, dar nu-l putu găsi. Obosise atât de tare încât se duse la culcare. Între timp, Jack luă harpa și se pregăti să plece. Deodată, harpa fermecată țipă. Ajutor, stăpâne! Ajută-mă! Un băiat vrea să mă fure! Vrea să mă ia de aici!
Uriașul se trezi brusc și îl văzu pe Jack cu harpa. Furios, fugi după el. Deci, tu ești cel care mi-a furat găina și sacul de aur. Te voi pedepsi pentru asta. Dar Jack era prea iute pentru el. Alunecă în jos pe vrejul de fasole cât de repede putu, iar uriașul, dându-și seama că fusese păcălit, îl urmări în jos. Jack aluneca în jos pe vrejul de fasole cât putea de repede. Luă un topor din casă și începu să taie vrejul de fasole. Vrejul se rupse și uriașul căzu și își sparse coroana, iar vrejul se prăbuși peste el. Când mama lui Jack văzu asta, o cuprinse spaima. Își dădu seama că fusese greșeala ei, pentru că nu-l oprise pe Jack să fure. Jack devenise lacom și ar fi putut să își piardă viața. Simțindu-se vinovată, se duse la Jack și îi explică totul. Jack, îmi pare rău că te-am lăsat să furi lucruri. Nu-i voie să faci asta. Dacă te-ar fi prins uriașul, n-ai mai fi aici, acum, lângă mine. Mamă, azi mi-am învățat lecția. Voi munci mult ca să-mi câștig banii. Jack și mama lui erau acum foarte bogați și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.